La aproape 2 luni de când ginerele fostului dictator Nicolae Ceaușescu a fost bătut într-un campus universitar, poliția i-a prins pe agresor. Suspecții 3 practicanți ai sporturilor de contact au fost ridicați în toiul dimineții, duși la audieri și reținuți. Adrian Bujoaica a urmărit subiectul. Adrian, bună seara! Știm motivul pentru care aceștia l-au agresat pe profesorul Mircea Oprean? Bun găsit, disputa a început, se pare, din mai multe motive personale, dar și motive profesionale. Asta pentru că dintre cei 3 bărbați care au ajuns astăzi la audiere aici, la Poliția Capitalei, unul dintre ei este chiar coleg cu profesorul Oprean la facultatea acolo unde acesta predă. Ceilalți doi sportivi care practicau luptele de contact au fost instigați de colegul de muncă al domnului Oprean pentru a-l lovi pe acesta. De altfel, vorbim în acest caz de un dosar penal de loviri și alte violențe, dar și tulburarea liniștii publice, iar cei 2 agresori au fost deja reținuți și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, pe când instigatorul, colegul de muncă al domnului Oprean, a putut pleca astăzi liber de aici, de la audieri. Adrian, mulțumesc!